Eminescu odată a spus că compătimesc pe cei care nu-mi cunosc Moldova natală. Dar eu spun altfel, compătimesc pe cei care nu știu despre oamenii care s-au născut în Moldova noastră natală. Pentru mine, eroi situației acestei dificile sunt persoanele de rând. Imediat mi-a spus Moldova, vă dați seama, pentru mine Moldova era dintotdeauna visul meu să reușesc să vin acasă cu ajutor umanitar. Noțiunea de sănătate am înțeles ce înseamnă, dar pacea abia acum în situația asta am înțeles, înseamnă le dorim tuturor pace și sănătate în suflet.